Wow, super tare. Da, fraților, ce mai faceți? Sunt în Tesla Model Y, Standard Range și pe de altă parte azi nu o să mergem niciunde. O să fie un video poate un pic altfel. Vreau să zic o treabă. Bă, 10.000 de view-uri, mersi mult, mersi că v-ați uitat. Sper că v-a plăcut, mare parte, pare că da. Mersi mult, mai ales pentru comentarii pozitive, mai puțin pozitive, să zicem mai constructive, așa, m-au ajutat să fac mai bine și asta e important pentru că, sincer, eu mă uit la videoclipurile mele cum le postez acum și cum le-am postat acum un an și e mare diferență. Astea fiind spuse, o să postez acum în perioada asta, cum vine Crăciunul, vin sărbătorile de iarnă, vin vacanțele, vă dați seama că nu o să conduc nici foarte mult, nu o să mă văd foarte mult. Pe de altă parte, am o grămadă de materiale adunate care sper că o să vă placă foarte mult. O parte din ele sunt despre cum sunt lucrurile pe aici prin Suedia în perioada asta. O parte sunt niște călătorii care le-am făcut acum recent și cel puțin una a fost de comă. O să le pun și pe astea și să zicem unul dintre marile proiecte la care mă gândesc. Eu am venit cu mașina asta din România până aici și l-am filmat. Ama, filmarea asta nu e foarte bună, ca să zic așa. Deci e făcută pe vremea în care nu prea știam să filmez, nu prea știam să fac sunet, absolut pe la început. Chiar înainte de videoclipurile cu Barza care le-am pus astă primăvară. Ca urmare, e de muncă. Motivul pentru care nu l-am postat încă e pentru că e de muncă. Deci filmările, pur și simplu trebuie să poți procesez un pic mai mult și toate treburile astea. Dar mă pun la treabă. Și ce să spun? O să fie postate, cred eu, în perioada următoare. Cum să zic? Am plecat din București, am ajuns până aici în Helsingborg, în Suedia. București, Sibiu, Timișoara, Budapesta, Viena. Deci sunt multe, multe locuri interesante prin care am trecut, multe străzi interesante. Am trecut vân, feribot, da. Una peste alta, eu cred că o să fie. Cred că o să merite efortul să extragă așa ce se poate mai bine. Autoban, să nu uităm autoban. N-am testat chiar viteza maximă la mașină, dar destul de aproape, că n-am cauciucuri de iarnă și plouă torențial, dar o să vedeți voi. Ultima chestie. Am găsit beleaua cu sunetul, cum ați văzut poate în ultimele videoclipuri. Băi, și e o tâmpenie, într-un fel. Dar ceva ce, cum să zic, un începător poate să o rateze foarte ușor. Eu ascultam când editam cu căștile, așa, ascultam în general cu sunetul dat foarte tare și ca urmare în videoclip, când l-am editat, am editat cu sunetul mai jos, ca să nu mă creune de cap, știi? E, se pare că YouTube presupune că sunetul, deci sunetul când îl dai pe YouTube trebuie să fie la maxim, absolut maxim. YouTube o să egalizeze așa, o să-l pună cam pe unde crede el că e. Acum, din moment ce eu l-am trimis undeva la vreo 60%, YouTube l-a făcut și mai mic. Știi? Pentru că dacă e 100%. Deci, da. Problemele cu sunetul, să zicem, acum sunt rezolvate, pur și simplu pentru că o să dau mult mai tare. Ca urmare, o să încerc eventual să editez unele din vechile videoclipuri la care v-ați uitat mai mult. De ce? Pentru că, nu știu, sper că o să fie mai plăcut să te uiți la ele fără să, oare ce zice asta sau știi mai. Da. Asta fiind spuse, o să vă las cu câteva clipuri despre ceea ce vreau să postez în săptămânile următoare, zilele săptămânile următoare. Sper să vă placă și ne vedem pe drum ca de obicei. Hai, pa, pa! Acum că ne-am dus, ne-am dus să tragem spuna.